Felicit că sunteți în seara aceasta aici alături de noi să ne urmăriți. Vom discuta foarte puțin, vom vorbi foarte puțin, dar spur și la obiect. În primul rând aș vrea să știți de ce ne aflăm aici. Hemofilia este o soartă. Este o încercare care te provoacă toată viața. Nu-ți dă răgaz, îți dă posibilitatea de a-ți testa capacitatea de luptă a ta, dar și a celor care te îndrăgesc. Te învață să te bucuri de fiecare clipă din viața ta. Te învață ce este riscul, dar te învață cel mai bine ce înseamnă să trăiești viața ca pe un dar, departe de lucrurile mici și efemere, care pentru un om normal, din păcate, uneori devin priorități. Hemofilia te maturizează de vreme, din păcate, sau din fericire. Dumnezeu a uitat să pună o piesă la locul ei, dintr-un joc de puzzle. Dar nu a uitat să compenseze asta cu calități rare. Noroc, modestie, dragostea celor dragi, simțită așa cum un om obișnuit poate nu va simți niciodată, făcând din tine un luptător, temerar, calități pentru care alții uneori plătesc bani grei să le obțină. Dar nu este același lucru ca atunci când ești născut cu ele? Nimic pe lume nu are valoare ca sentimentul de a fi iubit și a fi ales. Un supraviețuitor este un om ales și iubit. Este un lider. Este o bucurie pentru cei din jurul lui. Pentru că nimic în viață nu se obține fără sacrificii. Cu cât acestea sunt mai mari, cu cât el este mai prețios. Cu atât el este mai prețios. A fi un luptător nu înseamnă a aduna averi. Oricum nu ai nevoie de ele. Nu înseamnă a aduna titluri. Oricum ele sunt vremelnice. Nu înseamnă a fi veșnic. Oricum a fi veșnic te va face să cazi în ridicolul bananului la un moment dat. A fi luptător înseamnă a putea face ceea ce alții nu pot. Înseamnă satisfacția magnifică de a te bucura de fiecare minut, cu tot sufletul, așa cum puțini au trăit vreodată acest sentiment. Și înseamnă a fi modest, aceasta fiind o calitate înnăscută și rară. Aș vrea să-mi permiteți să citez o poezie scrisă de poetul brazilian Ademar Barros. O poezie foarte potrivită pentru acest moment de bucurie pentru care noi ne-am întâlnit. Am avut un vis în noaptea de Crăciun. Mergeam pe o plajă, iar Dumnezeu pășea alături de mine. Pașii mi se imprimau pe nisip lăsând o urmă dublă. Una era a mea, cealaltă a lui. Atunci mi-a trecut prin minte ideea că fiecare din pașii noștri reprezenta o zi din viața mea. M-am oprit ca să privesc în urmă și am revăzut toți pașii care se pierdeau în depărtare, dar am observat că în unele locuri, în loc de două urme, nu mai era decât una singură. Am revăzut filmul vieții mele. Ce surpriză! Locurile în care nu se vedea decât o singură urmă corespundeau cu zilele cele mai întunecate ale existenței mele. Zile de neliniște, de rea voință, zile de egoism, de proastă dispoziție, zile de încercări și de îndoială, zile de nesuportat, zile eu în care fusesem de nesuportat. Și atunci, întorcându-mă spre Domnul, am îndrăznit să-i reproșez. Totuși, ne-ai promis că vei fi cu noi în toate zilele. De ce nu ți-ai ținut promisiunea? De ce m-ai lăsat singur în cele mai grele momente din viața mea? În zilele când aveam cea mai mare nevoie de tine. Iar Domnul mi-a răspuns: dragul meu, zilele pentru care n-ai văzut decât o singură urmă de pași pe nisip sunt zilele în care eu te-am purtat pe brațe. Mulțumesc frumos! Aș vrea să invit în scenă pe
cel ales în seara asta, pe tânărul luptător Mădălin Radion. Și de ce nu alături de mama lui? Mădălin, te aștept. Bună seara! Bună seara! Mă bucur mult. Hai vin un pic așa să nu ne împiedicăm de capul de la chitară. Mă bucur mult că ne-ai oferit această ocazie să ne adunăm aici toți într-un moment de bucurie, să trăim viața așa cum sper, această pildă pe care am rostit-o, să fie o cauză pentru noi toți. Vreau să spun o întrebare. Tu știi câtă putere ai? Da sau nu? Aș vrea să aprindem puțin lumina în sală. Vreau să privești în sala aceasta și așa vreau să spun că tu nici nu știi câtă putere ai, pentru că tu ești cel care ne-a adunat în această seară minunată pe toți la oaltă și îți mulțumim. Mădălin a împlinit 18 ani, a terminat liceul cu succes, are un înger păzitor și nu numai, mama lui, și îmi face o deosebită bucurie și vreau să mulțumesc tuturor tulcenilor și dumneavoastră, fiecăruia în parte, pentru acest minunat gest de a veni să fiți alături de noi în această seară. Aș vrea ca acest maraton al muzicii care se va desfășura în această seară să fie un prilej de bucurie pentru toată lumea. Un nou început. Tu nici nu știi câtă putere ai. Doamna Radion, doriți să ne spuneți un cuvânt? Doresc să mulțumesc publicului pentru sprijinul pe care ne-l acordă. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor celor care vor participa la acest maraton. Cu mult drag! Vreau să spun că majoritatea celor care participă în această seară au venit fiindcă au vrut ei. Este plăcerea lor. O să vedeți că sunt foarte mulți copii pentru un copil, pentru că atâta timp cât ai mamă și tată, rămâi un copil toată viața. Mădălin, ce să-ți spun? Îți doresc mult noroc, văd că ai. Și eu zic să dăm drumul spectacolului. Mulțumesc! Vreau să mai îmi permiteți un singur minut, pentru că aș vrea să terminăm cu discursurile. Doresc să aduc mulțumiri speciale celor care au fost alături de noi și sunt și poate vor fi și pe viitor. Domnul Gheorghe Luca și doamna Maria Spânu, doamna Georgeta Nichifor, doamna Elena Plătică, domnul Costel Atanasov, minunatului teatru Jean Bart din Tulcea, Crucea Roșie Tulcea, doamna Simona Covaliov și minunaților îngerași, voluntarii de la Crucea Roșie care ne-au ajutat în organizarea acestui spectacol și care nu au vrut să-mi spună numele lor. Modestia este o calitate. Grupul Vanghelismo din Constanța și domnul Costel Puiu pentru minunatul gest de a venit de acolo în mod special pentru Mădălin în seara aceasta. Domnului profesor Aurel Ciubotaru, care a fost, este și va fi tot timpul alături de noi, ne-a pregătit copiii cu mult drag și i-a dus, făcându-i să evolueze foarte bine în toți anii aceștia și veți vedea schimbarea. Doamna Carmen Simionescu, domnului Buță Velicu, un foarte bun prieten care nu a scăpat niciun moment din toate momentele minunate pe care le-am petrecut împreună noi cu publicul tulcean. Formația Dynamic Tulcea, care din păcate nu este aici în această seară, dar a avut o contribuție importantă în realizarea muzicii copiilor care se prezintă în această seară. Tineretul Elen din Tulcea și, în mod special, domnului Ciprian Ferivan. Ansamblul Daima din Tulcea al Comunității Arămâne, copii dansatori și, în mod special, doamnei Liliana Lambru. Mulțumiri speciale de la Constanța pentru Cristiana Roșca, o tânără arămână pe care o veți vedea evoluând în seara asta pentru prima dată la Jean Bart la Tulcea și sigur veți mai auzi de ea. Mulțumesc marelui Călin Paraschiv, Miruna Paraschiv, Gabriela Șișcu, Alessia Lungu, Ianula Mișincă, Camelia Bizdu și cum nu cei din urmă, nu cred că nu mai exprim bine, Next
star Dulcea România, Delia Mălinici! Numele și finalul. Și în mod special publicului tulcean din această seară, datorită căruia se poate întâmpla un astfel de moment minunat. Vă mulțumesc din suflet! Pentru dumneavoastră, un copil special. Este un copil special născut cu suflet de artist. Un copil pe care, sau care, mulți ar dori să fie părinții lui. Mulți părinți s-ar mândri cu așa un copil. Frumușel, sănătos, artist, voce și viitor instrumentist. Cântă la chitară și s-ar putea să cânte și la nai. Deci, virtuos, doinind cinstește cântecul nord-dobrogean, glățuind cu harul unic Nicu Ionuț Răducan! Yeah.